Ei bine, am ieșit afară pentru că treaba e nasoală. Avem aici, bineînțeles, o sticlă Erlenmeyer de laborator. Avem, bineînțeles, un balon umflat cu apă. Și avem, bineînțeles, alcool și o sursă de căldură. Atenție, nu facem acest experiment acasă, că e foarte periculos. Așadar, să vedem ce se întâmplă. În primul și în primul rând vreau să fac o imposibilitate. Dacă vă uitați aici, nu intră absolut deloc. Sub nicio formă, este imposibil. E prea mare balon sau prea mică sticlă? Nu se știe. Dar încercăm să facem ceva. În primul și în primul rând, punem alcoolul acesta aici. Aproximativ atât. Și acum este partea periculoasă. Să vedem ce o să iasă. Luăm o bucată de hârtie. Dăm, te rog frumos, balonul mie. Dăm foc, cum spuneam, e periculos într-un spațiu foarte bine aerisit. Și doar alături de adult. Hai de cap, hai de cap. Dă-te-o pe jos. Că așa e periculos. Bineînțeles, să vedem dacă o să iasă. Aoleu. Pam, pam, pam! A intrat de tot! Asta e miraculos! Spooky, trebuie să-l și scoți! Păi e imposibil! Ia încearcă! Și acum suflăm! Wow! Așa se face știința. Știință, diferență de presiune. Te-ai murdărit la gură.